Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presei, bună dimineața! Ne aflăm astăzi în satul Mălăiești, raionul Orhei, pentru a lansa campania de împădurire din această toamnă. Tot aici, pe 16 noiembrie, vom face prima acțiune de plantare. În această toamnă, Ministerul Mediului și Agenția Mol-Țilva continuă implementarea Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, sub genericul Generația Pădurii. Prin acest program, lansat la inițiativa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, ne propunem ca în următorii 10 ani să plantăm 145.000 de hectare de pădure. Astăzi, Moldova are cea mai mică rată de împădurire din Europa, iar prin realizarea programului de împădurire, suprafața pădurilor din țara noastră va crește considerabil. Această rată mică ne afectează nu doar peisajul nostru, ci ne face și vulnerabil în fața schimbărilor climatice, dar și a fenomenelor meteo extreme. Cu fiecare hectar împădurit, facem un pas către un viitor mai sigur, îmbunătățim calitatea aerului, protejăm biodiversitatea și contribuim la o Moldovă mai verde și mai rezilientă. Vreau să accentuez buna colaborare pe care am avut-o cu autoritățile publice locale de la lansarea programului. Au fost puse la dispoziție peste 24.000 de hectare de teren pentru împădurire. Mulțumesc fiecărui primar, dar și consilierilor locali pentru că au avut încredere în acest program și ne-au oferit terenuri pentru plantare. Mizez în continuare pe o conlucrare la fel de constructivă, astfel încât să atingem împreună obiectivele ambițioase de a construi un mediu mai verde și mai sănătos pentru satele și orașele noastre. În primii 2 ani de la lansarea programului au fost alocate peste 300 de milioane de lei pentru sectorul silvic. Au fost achiziționate echipamente moderne, inclusiv 14 tractoare, 14 rotovatoare, 14 mulcere, permițând astfel modernizarea și creșterea eficienței lucrărilor silvice. Această investiție a facilitat plantarea primelor 11.000 de hectare de pădure. Totodată, în luna septembrie curent, am semnat un acord istoric de finanțare cu Banca Europeană de Investiții, în valoare de 200 de milioane de euro pentru a sprijini Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Această finanțare fără precedent ne va permite ca în următorii 4 ani să plantăm 63.000 de hectare de pădure, să construim 30 de depozite de lemn pentru a ușura accesul oamenilor la masă lemnoasă, vom construi un centru seminologic și 3 pepiniere moderne, dar și vom construi peste 265 de kilometri de drum forestier. Totodată, acest proiect va oferi noi locuri de muncă pentru oamenii de la sate. Pentru ca programul de împădurire să aibă succes, este nevoie de sprijinul tuturor. Autoritățile publice, pentru cadrul legal și resurse, sectorului privat pentru inovație și finanțare, ONG-urilor, pentru mobilizare comunitară, dar și cetățenilor pentru susținerea efectivă a acestei inițiative. Doar lucrând împreună putem reconstrui ecosistemele și extinde spațiile verzi pentru un viitor durabil. În această toamnă vom plata 26 de milioane de puieți pe o suprafață de aproximativ 4.000 de hectare. Fiecare copac plantat va fi un simbol al responsabilității noastre față de natură, dar și față de viitorul Moldovei. Acum este momentul să acționăm și să construim un viitor mai verde, lăsând generațiilor viitoare un exemplu de responsabilitate față de mediul înconjurător. Astfel, sâmbătă, 16 noiembrie, alături de întregul guvern, vom planta 40 de hectare de pădure aici la Mălăiești. În plus, în întreaga țară vor fi disponibile alte 440 de locații pentru plantare. Vă invit pe toți să ne alăturăm acestui efort colectiv și să transformăm Moldova într-o țară mai împădurită și mai sănătoasă. Mai multe detalii despre campania de împădurire din această toamnă vor fi oferite de directorul general Victor Durbală. Director general Mol-Țilva. Bună ziua, dragi cetățeni, reprezentanți ai mass media. Mă bucur să vă salut din teren, deoarece suntem la începutul sezonului de plantare despre care vreau să discutăm mai multe în continuare.
A devenit o tradiție ca în ultimii ani agenția MOL Silva să se bucure de suportul cetățenilor în procesul de împădurire a țării și noi apreciem foarte mult efortul tuturor celor care s-au implicat în campaniile precedente și mizăm de implicarea acestora și în această campanie din toamna aceasta. Așadar, ne întâlnim pe data de 16 noiembrie 2024, dar și în zile ce urmează, în cele 440 de sectoare din 160 de primării și unde trebuie să plantăm noile păduri cu 26 de milioane de puieți de stejar, salcâm, frasin, palten de munte și alte specii care sunt crescute în pepinierile agenției MOL Silva. În toamna curentă sunt pregătite terenuri cu o suprafață de peste 4.000 de hectare, dintre care pe terenurile primăriilor sunt peste 3.300 de hectare și celelalte sunt în fondul forestier. În zona de nord, pe terenurile primăriei, în raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Sângerei, Glodeni, Fălești, Drochia, Soroca, Florești, Șoldănești, Rezina, vor fi create noi păduri pe o suprafață de 940 de hectare. În zona de centru, pe terenurile primăriilor în raioanele Călăraș, Orhei, Ungheni, Nisporeni, Strășeni, Hâncești, Criuleni, Anenii Noi, Ialoveni, vor fi create noi păduri pe o suprafață de peste 1150 de hectare, iar în zona de sud, pe terenurile primăriilor din raioanele Leova, Cantemir, Comrat, Basarabeasca, Cimișlia, Ștefan Vodă, Căușeni, Taraclia, municipiul Cahul, vor fi create noi păduri pe o suprafață de peste 1200 de hectare. Pentru cei care doresc să se alăture campaniei de plantare, vă invităm să parcurgeți câțiva pași simpli pentru a identifica cât mai rapid terenurile disponibile din regiunile în care locuiți dumneavoastră. Astfel vă veți putea deplasa foarte comod și eficient în zonele de plantare care le avem noi desemnat. Primul pas este să accesați site-ul agenției MOL Silva, molsilva.gov.md și rubrica Participă la plantări toamna 2024, pe care o găsiți în partea de stânga sus a paginii. Pasul al doilea este să, la accesarea acestei rubrici, veți fi redirecționat către un tabel centralizator în care se regăsesc toate datele, toate sectoarele despre terenurile disponibile în ziua plantării, în raza entităților silvici teritoriale are agenției MOL Silva. După care decideți timpul și locația și în care vă este comod dumneavoastră să participați, luați legătura cu persoana coordonatoare din cadrul agenției MOL Silva la telefonul 069 64 97 84. După ce ați stabilit locația unde ați fost repartizat, la etapa de deplasare în teren, dacă aveți ceva întrebări, sunați inginerul responsabil de sector, care datele de contact le găsiți exact în acel tabel centralizator. Astfel, pe data de 16 noiembrie, dar și în zile ce urmează, trebuie să luați cu dumneavoastră doar buna dispoziție și de restul se ocupă agenția MOL Silva. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare pentru a pune umărul la plantarea meleagurilor natale, așa că împreună suntem mai puternici. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim!